prea cuvioși și prea cucernici părinți. Și iubiți frați și surori, înainte de sărbători, o lungă perioadă de timp, ne-am aplecat asupra faptelor milei creștine. Iată că acum, după sărbători, mai multe duminici, vom medita la spiritualitatea creștină ortodoxă, la viața duhovnicească ortodoxă. Și plecăm la aceste meditații citind ceea ce Sfântul Apostol Pavel ne spune nouă în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20. Zice Sfântul Pavel așa: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Ținem în minte două afirmații de aici. M-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Întâi de toate este răstignirea, iar după răstignire vine învierea duhovnicească, vine viața împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Iată de ce, călăuziți de Sfinții Părinți, încercăm să facem pași pe calea vieții noastre spirituale. Și e o datorie duhovnicească să vă spun că la noi, în Biserica Ortodoxă din România, câțiva părinți mari s-au ocupat de viața spirituală, de ascetică și de mistică. A fost la București Nichifor Crain, iar mai apoi la București a fost părintele Dumitru Stăniloae, acest mare teolog al neamului românesc, de fapt, mare teolog al Ortodoxiei. Și apoi la Sibiu a fost mitropolitul Nicolae Mladi. Acum părintele Dumitru Stăniloae, cum știți unii dintre dumneavoastră, a și scris o carte intitulată Ascetica și Mistica. Pe vremea regimului comunist, această carte, îndemnând la prea multă virtute, la prea multă evlavie, la prea multă sfințenie, nu s-a putut tipări cu acest nume, Ascetica și Mistica. Ce a fost nevoit părintele Dumitru Stăniloae să o tipărească sub titlu Morala creștină, volumul 3. Și în această carte minunată, vă citesc doar două fraze. Părintele Dumitru Stăniloae își mărturisea dorința lui. Se dorea pe sine, ne dorea pe noi, aproape de Dumnezeu. Și iată ce scrie, referitor la ascetică și mistică. Asceza este omorârea morții din noi, ca să se elibereze firea de sub robia ei. Cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, că sunt două morți. Cea dintâi este produsă de păcat,
și este moartea firii. Cea de-a doua este moartea după asemănarea lui Hristos, care este moartea păcatului și a morții produse de el. Dar precum moartea firii, ca descompunere produsă de păcat, nu vine numai în momentul final, ci roade ca un vierme, vreme îndelungată, așa și moartea morții sau moartea păcatului nu este ceva de moment, ci ceva ce trebuie pregătit vreme multă prin mortificare ascetică. Asceza, deci, este o eliminare treptată a otrăvii care aduce firea la descompunere. Auziți? Și apoi, zice Părintele Dumitru Stăniloae, gândindu-se și el, așa cum ne provoacă și pe noi să ne gândim, la starea de desăvârșire și de unire tainică cu Dumnezeu, nu se poate ajunge decât prin îndelungatele eforturi sau nevoințe. Iar eforturile care nu tind spre încoronarea cu acel moment final al nevoințelor sau spre unirea tainică cu Dumnezeu, apar ca un lucru fără scop. Dar legătura între nevoințe și unirea tainică cu Dumnezeu este și mai strânsă decât cea dintre drum și țintă. Întrucât, deși trăirea acelei uniri se înfăptuiește la capătul final al tuturor străduințelor ascetice, răsăritul ei în suflet începe de mai înainte, în cursul acestor nevoințe. Deci, perfecțiunea creștină cere un șir întreg de străduințe până la dobândirea ei. Apostolul Pavel compară aceste străduințe cu exercițiile trupești la care se supuneau atleții pentru a deveni biruitori în lupte. Sigur că nu numai Sfântul Apostol Pavel, ci mulți iubitori de Hristos s-au pronunțat referitor la viața noastră spirituală, referitor la ascetică și mistică. Încă o dată, Sfântul Pavel ne spune în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, că întâi este răstignirea și apoi este unirea. Am zis că nu numai el, au mai fost și alți sfinți părinți care au meditat serios la ascetică și mistică. Între ei îl pomenim pe Sfântul Maxim Mărturisitor. În Capete despre dragoste, Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: cel ce crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patim, rabdă necazurile. Cel ce rabdă necazurile va avea nădejde în Dumnezeu, iar nădejdea în Dumnezeu duce mintea spre toată nepătimirea. În sfârșit, mintea, desăvârșindu-se de acestea, va avea iubire către Dumnezeu. Și atunci, lucru pe care l-am mai făcut, dar pe care îl mai face, pentru că inclusiv eu și poate și frățiile voastre, fiind preocupați de multe, mai uităm, vom și da o schemă după care am putea să ne ghidăm viața noastră spirituală. Deci întâi ascetica și apoi mistica. Sau, cum citim în colecția filocadnică, cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși.
și etapa curățirii vieții noastre, așa cum zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, zicea cursiv, dar dacă schematizăm, dacă organizăm lucrurile, etapa curățirii ar cuprinde 7 trepte. Le numesc: credința, cine crede serios, are frică de Dumnezeu, deci credința, frica de Dumnezeu, și cine are credință și frică de Dumnezeu își dă seama că viața lui nu e așa cum ar dori. Și atunci vine a treia treaptă, pocăința, o pocăință sinceră, cu o spovedanie completă. Și a patra treaptă este înfrânarea. După ce te-ai pocăit de rele, după ce te-ai spovedit păcatele, încerci să nu mai recazi în ele. Dar, încercând să faci lucrul acesta, vei avea multe ispite, multe necazuri care vin ori de la diavolul, ori de la oameni, ori de la firea ta slabă. Și atunci urmează o a cincea treaptă, care este răbdarea, trebuie să le rabzi pe toate acestea. Numai că nu le rabzi fără o țintă, fără un gând, și anume acela că îl vei vedea pe Domnul Iisus Hristos. Și urmează a șasea treaptă, nădejdea. Și a șaptea treaptă este nepătimirea sau unirea sufletească cu Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, m-am răstinit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cele șapte trepte ale primei faze curățitoare sunt credința, frica de Dumnezeu, pocăința, înfrânarea, răbdarea, nădejdea și nepătimirea. Am zis că la toate acestea a meditat părintele profesor Dumitru Stăniloae și a scris această carte minunată, Ascetica și Mistica, pe care noi o avem la îndemână și ne putem folosi de ea. Iubiți frați și surori, abordând aceste lucruri frumoase, avem puterea să o facem pentru că îi știm pe unii dintre părinți care luând foarte în serios viața duhovnicească, au ajuns să sfințească viața lor. Dintre multele exemple ce vi le-aș putea da, este cel al părintelui Petroniu Tănase. El însuși, admirând o seamă de părinți, a scris o cărticică intitulată Icoane smerite. Vă recomand. Dar în seara aceasta, la cateheză, doar câteva fraze din cuvântul înainte al acestei cărți, din care vom mai medita la viața unuia sau a altuia dintre părinți. Și iată ce zice părintele Petroniu Tănase în cuvântul înainte. Ai văzut om, ai văzut pe Dumnezeu, ziceau sfinții părinți la oaltă. Altă dată. Criat după chipul lui Dumnezeu și hărăzit să fie asemenea cu el, omul este făptura cea mai aleasă a lui Dumnezeu, încununarea creației. De obicei, lumea este impresionată de persoanele dăruite cu însușiri excepționale, cum sunt sfinții, poeții, artiștii, dar în realitate, tot omul este înzestrat cu o mare bogăție de daruri dumnezeiești. Ele rămân neobservate de cei mai mulți. Ba, nici cel ce le are nu-și dă seama de ele. Sfinții însă le văd și se minunează de ele. La întâlnirea cu un om,
Un părinte duhovnicesc spunea, să trăiești zilnic bucuria întâlnirii cu un om. Iar Sfântul Isaac Siru ne dă această minunată învățătură. Când te întâlnești cu aproapele tău, silește-te să-l cinstești mai presuri de măsura lui. Sărută-i mâinile și picioarele. Laudă-l, chiar și pentru cele ce nu le are. Spune-i tot binele și tot ce este spre cinstirea lui. Și lucrul este firesc. Așa cum cinstind icoana, cinstea se urcă la chipul înfățișat în icoană, tot așa cinstirea omului, a chipului lui Dumnezeu, se urcă la cinstirea însăși a lui Dumnezeu. Trăind în viața smerită, în lumea celor mulți, anonimi, smiriți, am avut bucuria sufletească să surprind unele dintre aceste frumuseți ale confraților pe care le-am însemnat aici, spre slava lui Dumnezeu, cel minunat întru Sfinții Săi și cu dorul de a-i bucura și pe alții din întâlnirile cu ele, adică cu relatările din cartea Icoane Smerite. Așadar, începem să ne aplecăm asupra spiritualității creștine, asupra asceticii și mistice. Ca măcar meditând la învățăturile acestea sfinte, măcar să avem și noi dorul de a ne sfinți viața. Vă dorim un an bun și binecuvântat, cu realizări și spirituale și materiale, la mulți ani!